Un microbus a izbit violent de o mașină pe bulevardul Tomis din Constanța și 14 persoane au fost rănite în această dimineață. Printre ele sunt și doi copii. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție și imediat la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de salvatori. Pasagerii autobuzului au reușit să iasă singuri din mașină și au fost transportați la spital cu răni minore. Una dintre victime, care se afla pe scaunul din dreapta, este însă în stare gravă. Alarma s-a dat puțin după ora 4 astăzi de dimineață, după ce o bubuitură puternică i-a trezit din somn pe locatarii unui cartier din Constanța. Martorii povestesc că șoferul autoturismului nu ar fi acordat prioritate într-o intersecție, moment în care s-a izbit violent de un microbus care circula regulamentar. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat în afara șoselei. Oamenii au sunat la 112 și imediat a fost declanșat plan roșu de intervenție. 8 ambulanțe, 3 echipaje smurdar și 2 echipaje de pompieri au intervenit pentru salvarea victimelor. La locul accidentului, salvatorii le-au găsit pe cele 12 persoane din microbuz rănite, dar conștiente. Reușiseră să iasă singure prin trapa de aerisire. Celelalte 2 victime din autoturism, soț și soție, au fost și retransportate de urgență la spital și au rămas internate. La unitatea de primiri urgențe s-au înregistrat 12 prezentări ca urmare a unui accident rutier. Din aceste 12 prezentări, pacienții, în urma evaluării și investigațiilor conform procedurilor în vigoare, au fost spitalizați 2 dintre ei, o pacientă la secția de terapie intensivă chirurgie, un alt pacient pe secția clinică de chirurgie, urmând a fi urmăriți, monitorizați și tratați pentru politraumatismul pe care l-au suferit. În zona a fost adusă și o macara de mare tonaj pentru a ridica microbuzul. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă acum să stabilească cu exactitate cum anume s-a produs accidentul.